Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. În lipsa primarului Nicolae Barbu, plecat de ceva vreme în concediu spre țările calde, adică tocmai în insulele Bali, consilierii locali s-au întrunit în prima ședință din acest an. Proiectul de hotărâre luat în discuție a fost unul care poate reprezenta un exercițiu de dicție chiar și pentru cei mai versați. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2012, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2012. Ați înțeles ceva? Dacă nu, urmăriți știrea. Scurtă, fără chef, dar eficientă. Așa am putea caracteriza prima ședință a consilierilor locali din acest an. Ședința la care trei consilieri au absentat, probabil având treburi mai bune de făcut. Singurul punct de pe ordinea de zi a ținut de aprobarea cheltuirii a 623.000 lei, sumă care ar trebui utilizată într-un termen foarte scurt, altfel banii pot fi blocați. Avem un deficit în secțiunea de dezvoltare, avem un excedent în secțiunea de funcționare și mai avem de asemenea un excedent în încheierea exercițiului bugetar pe 2012. Deci, dacă mai sunt întrebări, discuții în legătură cu materialele care au fost prezentate. Cele 623.000 lei reprezentând excedent din 2012 au luat trei destinații: spre programe de îmbunătățiri euro-regionale, spre susținerea așa ziselor înfrățiri verzi și spre investiții în infrastructură. Bazinul colector al apelor pluviale din cartierul Tineretului, pe lângă faptul că este inestetic, este și dătător de mirosuri pestilențiale. Proiectată și amplasată prost în anii 70, construcția comunistă împrăștie danfuri urât mirositoare, ceea ce face viața riveranilor greu de respirat. Construit în anii 70, pe locul unde ulterior s-au ridicat blocurile de locuințe din cartierul Tineretului din vecinătatea școlii numărul 10, bazinul de retenție a apelor pluviale emană mirosuri greu de suportat. Aflat în administrarea operatorului APA Service, bazinul emanator e motiv de discordie și de îngrijorări. Nu depinde de noi decât exploatarea acestui bazin. El a fost construit, trebuie să ne gândim că are o structură compusă din rețele de aducțiune care descarcă apele pluviale în acest bazin și o rețea de refulare care conduce aceste ape spre emisar. Ca să eliminăm acest bazin, din punct de vedere tehnic, este imposibil. Asta ar însemna anularea tuturor rețelelor de apă pluvială, deci inundarea zonelor, sau construirea unei alte rețele de ape pluviale, ceea ce de asemenea este foarte dificil, ținând cont de faptul că ea a fost construită împreună cu zona de blocuri. A o anula acum ne este foarte greu, pentru că zona de blocuri, de construcții, există. La amplificarea problemelor urât-mirositoare provocate de bazin contribuie din plin și unii locuitori din zonă. Aceștia folosesc utilitatea pe post de groapă de gunoi. Deșeurile aruncate în mod irresponsabil înfundă găurile de scurgere, care din pricina mâlului se depozitează pe marginile bazinului. Au apărut, atât din construcția greșită a blocurilor, sunt doar câteva cazuri, cât și pe traseul de ape pluviale, injecții frauduloase de menajer în rețeaua de pluvial. Și odată cu mișcarea apelor pluviale către acest bazin, sunt antrenate și aceste ape menajere. Ele creează, de asemenea, ca și mâlul stagnat, mirosuri și disconfort. Până la găsirea unei soluții tehnice viabile, dar mai ales a sursei de finanțare, locuitorii cartierului Tineretului nu pot simți mirosul micșunelelor. Poate că nici nu doresc asta. Obișnuința e a doua natură. Nerespectarea regulilor de circulație duce de cele mai multe ori la spital. A constatat asta pe pielea lui un șofer care nu a acordat prioritate la intrarea în Giurgiu. Imprudența și teribilismul l-au dus la spital alături de alte două victime ale coliziunii pe care a provocat-o. We'll be right back.
această dimineață, șoferul unei auto-utilitare în vârstă de 30 de ani din Giurgiu nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj spre stânga în apropiere de Sece Carnig pe DN5, intrând în coliziune cu un autoturism Volkswagen Polo cu număr de București, condus de un tânăr de 22 de ani. La fața locului au sosit mai multe echipaje ale ambulanței Giurgiu, 3 persoane solicitând îngrijiri medicale. Acestea au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru investigații. În urma cercetărilor preliminare s-a constatat că alcoolemia celor doi șoferi implicați în accident a fost zero. Polițiștii de la circulație, ajutați de colegii de la municipiu, au reușit să fluidizeze destul de repede traficul prin înlăturarea de pe carosabil a mașinilor și aresturilor provocate de accident. Șoferul auto-utilitare este cercetat în stare de libertate pentru vătămare din culpă și a fost reținut permisul de conducere pentru neacordare de prioritate. Bate vânt de schimbare la prefectura Giurgiu, însă liderii locali ai coaliției de la guvernare nu știu care va fi viitorul prefect sau nu vor să ne spună. Președintele interimar al filialei PNL Giurgiu, Ionel Muscalu, spune că nu se crede Moș Crăciun pentru a oferi numele viitorului prefect. Totuși, se recunoaște că s-au depus mai multe dosare pentru această funcție care nasc controverse serioase în sânul USL. Președintele interimar al organizației municipale PNL Giurgiu, Ionel Muscalu, susține că nu are cunoștințe legate de numele viitorului prefect giurgiuvean. Liderul local PNL își argumentează afirmația. Numirea șefilor de deconcentrate se află încă în dezbatere la nivel central. PNL-ul pentru funcția de prefect n-a propus pe nimeni. La noi a fost cu autopropunere, adică fiecare și-a depus CV-ul pentru ce funcție crede că poate să ocupe. Sunt colegi din birou politic sau pur și simplu membri ai Partidului Național Liberal care cred că au competențele și calitatea morală și așa mai departe, intelectuală și educațională. Reprezentanților presei locale li s-a făcut totuși cunoscut faptul că pentru postul de prefect și-au depus CV-uri 4 persoane cu competențe profesionale de apreciat. Numele acestora sunt însă aflate sub umbra misterului. Numele acum nu, pentru că nu am o centralizare a dorințelor acestor, nici sunt Moș Crăciun, îmi pare rău. Disensiunile apărute în rândul liderilor locali ai coaliției de la guvernare pare a fi însă un subiect deloc de trecut sub rezerva tăcerii. Misterul trebuie să se dezlege. Sunt războaie care trebuie să se termine. Sunt lupte care trebuie să se încheie. Ionel Muscalu a dezvăluit însă faptul că în ceea ce îl privește vizează postul de președinte al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, loc unde a mai lucrat în urmă cu 2 ani, având și funcția de secretar de stat. În urmă cu 95 de ani se construia la Giurgiu fabrica de zahăr, pe lângă ea și o sală de festivități. Din ele nu a mai rămas acum decât amintirea și ruinele din care se ridică semeț o rămășiță de zid. Dacă nu ar fi trist, dar și periculos, ar fi istorie. Până una alta, cad cărămizile una câte una, oamenii sunt în pericol și se pare că problema este doar un obiect de litigiu în instanță. Fabrica de zahăr de la Giurgiu a fost un reper economic pentru oraș. A fost construită în 1918 și odată cu ea și clubul pentru spectacole. Din ce a fost odată pe acest teren, n-a mai rămas nimic sau aproape nimic. Aici a fost sala de spectacole a fabricii de zahăr de la Giurgiu. Ce a mai rămas din ea se vede în imagini. Peretele dezafectat stă să cadă la nici 3 metri de trotuar. Zona nu este semnalizată, iar anul trecut a și făcut o victimă printre cei care vin regulat să adune cărămizi. Deși grinda și stâlpii care stau să cadă pun în pericol viața trecătorilor, nu există nicio măsură de siguranță luată de cineva ca să limiteze accesul în zonă. Am contactat Inspectoratul de Stat în Construcții în încercarea de a obține lămuriri despre măsurile care se impun la locul asemănător cu o capcană. Răspunsul unei doamne inspector a venit sec. Ne pare rău, n-avem purtător de cuvânt. Am mers la primărie unde am solicitat un punct de vedere. În momentul de față, terenul pe care se află ruinele de care vorbiți și parțial pe amplasamentul respectiv s-a construit acel drum de centură pe fonduri europene, aparține proprietarului, respectiv societății Unitech, pentru că încă la această oră nu s-a finalizat litigiul pe care primăria îl are cu această societate. A existat o convenție încheiată între primărie și societatea Unitech, prin care părțile se obligau să pună la dispoziție anumite terenuri la data respectivă, chiar dacă schimbul proprietății nu se finaliza și nu putea opera, pentru că
nu se consfința într-un act autentic, într-un act de schimb, dar de comun acord părțile au hotărât atunci să-și transfere, să-și permită mai exact accesul pe aceste terenuri. Cui îi revine sarcina să demoleze acel perete, care, mă rog, rămășițele acelui perete, care pun în pericol trecătorii și nu numai? Este evident că proprietarul, fiind proprietarul terenului, poartă responsabilitatea eventualelor consecințe pe care acel teren le-ar provoca în situația în care s-ar produce o daună. Aveți cunoștință că proprietarul terenului a încercat să facă acest lucru, a solicitat o autorizație de demolare în acest sens? Nu, nu există nicio autorizație prin care proprietarul să fi solicitat demolarea acelei ruine, de fapt. Primăria a luat niște măsuri, noi totdeauna avem în vedere prin poliția locală să măcar să păzim acel loc, dar având în vedere litigiul aflat pe rol, practic nu s-a putut face nimic în sensul de a se definitiva, de a se lua o măsură radicală cu demolarea acelui pericol public, de fapt. Până la soluționarea litigiului în instanță sau împrejmuirea zonei, viețile unor oameni sunt în pericol. Nu ne rămâne decât să sperăm că, dacă rămășițele au rezistat 95 de ani, nu se vor prăbuși până la verdictul dat de judecători. Giurgiuvenii nu prea se tem de calamități, dovadă numărul extrem de mic al locuințelor asigurate. Deși sunt conștienți de necesitatea unei despăgubiri în caz de calamitate, giurgiuvenii nu-și permit plata unei polițe de asigurare. Trist este că 2013 ar putea aduce amenzi usturătoare pentru cei care nu au încheiat asigurarea obligatorie. Frecvența cutremurelor și a inundațiilor a determinat autoritățile să caute soluții pentru a veni în sprijinul celor afectați. În fiecare an, mii de oameni își pierd casele și agoniseala de o viață și rămân la mila autorităților pentru recuperarea prejudiciilor. Sprijinul în această problemă poate fi considerat asigurarea locuinței. Beneficiul acestei asigurări este oferirea unei protecții minime de bază în cazul producerii unor inundații, alunecări de teren sau cutremur. Giurgiuvenii sunt foarte receptivi la ideea de a face o asigurare de locuință și văd în aceasta un lucru bun. Problema o constituie însă, ca întotdeauna, banii. Cât de importantă este pentru dumneavoastră o asigurare de locuință? E importantă, foarte importantă, dar trebuie să ai totodată și banii necesari, să o achiți. Știți că este obligatorie, acum o să primim? Este obligatorie, foarte adevărat, sunt bune, dar există un dar. Ați făcut până acum? Da, am făcut. Destul de importantă. Pentru că mie mi s-a întâmplat să-mi spargă cândva apartamentul și dacă l-aveam asigurat, asiguram și bunurile și puteam să recuperez bani. Nu i-a recuperat una. Pe urmă, e vorba de inundații, de incendiu. Deci cum să nu fie bună asigurare? V-ați făcut până acum asigurare? Eu am facultativă. Obligatorie încă n-am făcut-o. Cine are bani, o plătește. Cine nu are bani, nu plătește. Știți, practic că este obligatorie, v-ați făcut până acum? Da, am avut făcută, da. Da, am avut făcută. Ce să vă spun, dacă să dăm o amendă, mai bine ne asigurăm. Da, e foarte importantă, da. Pentru că se pot întâmpla tot felul de probleme. Da, te inundă un vecin, Doamne ferește de un cutremur, da, de un incendiu. Da, de ce este importantă? Ați făcut până acum o astfel de asigurare? Sigur că da, permanent. Potrivit legii, cei care nu și-au încheiat asigurarea nu vor beneficia de ajutor din partea autorităților locale în cazul producerii unor calamități naturale. În plus, riscă amenzi între 100 de lei și 500 de lei. După ani de așteptări, zeci de familii din Giurgiu au primit cheia locuinței la care visau. Primăria Giurgiu a predat beneficiarilor cele 55 de apartamente ANL din zona Obor. Pe lista de așteptare mai sunt alte câteva sute de dosare, cele mai multe aflate în sertarele primăriei de nu se mai știe când. Vă ajute Dumnezeu să deveniți și proprietarii lor în timp, așa cum spune legea. Rugămintea este să le și păstrați atâta timp cât ele sunt cu contract de închiriere. Deci aveți numai contract de închiriere la început, să păstrați aceste apartamente. Începute în anul 2010, cele trei blocuri din zona Obor cuprind 20 de garsoniere, 30 de apartamente cu două camere și 5 apartamente cu trei camere. Înainte ca noi chiriași să-și ia casele în primire, un sobor de preoți a oficiat o slujbă pentru a binecuvânta locuințele. Printre cei care se vor muta în casă nouă se află și unul dintre acești preoți.
arătați, că-și glasul părintelui a mărturisit ție și iubit pe tine numindu-te. Și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Andreea și Adrian așteaptă de 6 ani să beneficieze de o astfel de locuință. După atât a așteptat însă, parcă au uitat să se bucure. Poftiți! În prima noastră locuință. Cum vi se pare? E foarte bine. O așteptăm de mult și... De câți ani așteptați? De 6 ani. Și așa cum vi se par condițiile de aici? Mi se par bune. Adică, ce să mai, sunt foarte bune. Da, da. Totul e primitor. Cum vi se pare noua casă? Foarte frumos. Bucătăria, cum vi se pare ca gospodină? E bine. E spațioasă? E bine față de ce era înainte, unde stăteam la părinți și stăteam aproape 3 familii într-un apartament cu 3 camere. E foarte bine, mă vedeți sau. Blocurile au fost construite de Agenția Națională pentru Locuințe, iar municipalitatea a asigurat din fonduri proprii introducerea utilităților și amenajarea spațiilor adiacente blocurilor. Costurile introducerii rețelelor de utilități s-au ridicat la 15 miliarde lei vechi. Administrația locală speră ca în vara acestui an să fie date în folosință și cele 120 de apartamente de pe Șoseaua Prieteniei. De la începutul anului, rețetele electronice sunt obligatorii. Anunțată cu tam-tam, această eficientizare din sistemul sanitar se dovedește a fi un fiasco. Serverul nu funcționează tot timpul, iar oamenii sunt puși pe drumuri între doctor și farmacie. Blamați de către pacienți, farmaciștii sunt nevoiți să calmeze pe fiecare în parte, deși spun ei, vina nu le aparține. De la 1 ianuarie, medicii sunt obligați să prescrie medicamentele doar online. Devenită obligatorie, rețeta electronică nu funcționează cum trebuie. Farmaciștii se plâng că sistemul integrat dă erori și merge greu. Nici la Giurgiu lucrurile nu stau mai bine. În alte județe, sistemul funcționează încă de anul trecut. La Giurgiu, cum stau lucrurile? Ca și în alte județe și la noi funcționează din iunie anul trecut. S-a mers în paralel până la 1 ianuarie, acum merg numai rețete electronice. Din păcate, nu prea merg. De fapt, nu farmaciile sunt de vină, ci sistemul SIUI. Ce hibe are sistemul SIUI? Păi, n-aș putea să vă spun ce hibe are, numai că sunt zile când funcționează foarte bine, sunt zile când nu funcționează aproape deloc. Având în vedere că de la 1 ianuarie rețetele electronice sunt obligatorii, ce faceți, ce fac pacienții care așteaptă rețetele și ce măsuri întreprind farmaciștii care nu pot elibera medicamentele? În afară de faptul că îi plimbăm de la o farmacie la alta, pentru că stau o grămadă de timp la medici până obțin aceste rețete și dacă vin în farmacie și la noi SIUI-ul nu merge, pacientul pleacă la altă farmacie și se plimbă cu rețetele de la o farmacie la alta până se deblochează SIUI-ul. Acest SIUI se deblochează, se blochează simultan către toate farmaciile? Da, da, sau? Da, deci. Da, toate farmaciile sunt blocate, dar se poate debloca, de exemplu, pleacă pacientul de aici și până la colț se poate debloca SIUI-ul și atunci o eliberează farmacia de la colț, dar asta nu este o rezolvare. Pentru că, de exemplu, săptămâna aceasta, luni, n-a mers deloc SIUI-ul, toată ziua. Și ce fac oamenii în această situație în care sunt dependenți de medicamente? Da. De obicei, cei care au medicamente pentru boli cronice vin a doua zi, bineînțeles cu supărarea respectivă și toți nervii se varsă asupra farmaciilor. Cei care au boli acute... Nu știu ce fac. Ce face Colegiul Farmaciștilor în această situație? Doamnă, în afară de faptul că anunțăm Colegiul Național de toate hibele și de toate necazurile pe care le avem în județe, altceva nu putem să facem, din păcate.
Ce le-ați spune dumneavoastră bolnavilor care vin și stau și așteaptă și... Noi am încercat să vorbim frumos cu toți bolnavii, inclusiv cu aceia care ne adresează cuvinte jignitoare, că nu este vina farmaciei, că acest sistem are hibele lui pe care încă nu le-au pus la punct, deși spuneau că până la 1 ianuarie va merge uns, și că trebuie să aștepte. Pentru cei bolnavi, ceea ce se întâmplă este cel mai greu, căci boala nu poate aștepta după remedierea unui server. Pe lângă asta, mai sunt obligați de multe ori la un dute vino între medic și farmacie. Sunt probleme cu sistemul ăsta electronic. Nu apar, nu se găsesc, probleme de calcul. N-au găsit medicamentele? Nu, sistemul nu permite intrarea rețetei. Și trebuie să mă duc la medic să văd care e problema, de ce nu apare la ei în calculator. A, deci vă plimbați între medic și farmacie până se remediază. Doar că timpul bun merită plimbarea, dar până la timp. Da, e răbdare. Cu orice e nou, apar greutăți. Ați găsit ce căutați? Nu. Cum vi se pare noul sistem? Tot la fel, cum era și înainte. Așteptați mai mult decât de obicei? Normal. Oricine așteaptă mai mult. Sperăm să fie mai bine. Statul român a cheltuit până acum 120 de milioane de euro pentru sistemul informatic care generează și aceste rețete electronice. Scopul investiției este eficientizarea sistemului. Cu lucrurile aflate la început, se spune că trebuie să ai răbdare. Dar cine răspunde de viețile puse în pericol de deficiențele de funcționare ale unui sistem de sute de milioane de euro? Volume și publicații vechi de sute de ani, unele dintre ele obținute cu eforturi mari. Chiar dacă într-un spațiu restrâns, cărțile sunt păstrate cu grijă de angajații biblioteci și județene Giurgiu. Pe lângă cele 20.000 de cărți uzuale, Biblioteca Județeană Ia Basarabescu are și un fond documentar special, care cuprinde volume și publicații rare. Biblioteca Județeană din Giurgiu deține aproape 3.000 de volume prețioase, unele dintre ele prinse în patrimoniul național și internațional. O parte dintre ele sunt păstrate aici. Aceste cărți din fondul documentar special pot fi consultate și de public, însă numai sub supravegherea unui bibliotecar. Fondul de carte cu valoare bibliofilă cuprinde și volume care au aparținut unor personalități giurgiuvene, cum ar fi Nicolae Cartojan, dicționare și ediții Princeps. Cea mai veche carte datează din anul 1684 și este o Biblie cu peste 1200 de pagini. Biblia Luther, Martin Luther, de secol XVII, pe la 1684, foarte bine conservată și cu foarte multe ilustrații, un tipar gotic, așteaptă, din păcate, condițiile în care a fost depozitată și au lăsat de dorit, dar noi reușim cât de cât să o punem la lumină. Cea mai valoroasă carte a fost tipărită acum peste 300 de ani și este inclusă în patrimoniul național. Deținem o carte foarte prețioasă, o eortologie tipărită la Snagov, la 1701, la o tipografie care era îngrijită de marele cărturar Antimi Vireanu. Ceea ce este remarcabil la această tipografie de la Snagov este că aici se tipăreau și se difuzau cărți către Orientul apropiat. Cărți în limba arabă, cărți în limba greacă, de aceea este o mare valoare cu care noi ne mândrim. Chiar dacă spațiul în care sunt depozitate aceste volume speciale este restrâns, condițiile în care sunt păstrate sunt în parametrii normali. În sfârșit, o veste bună pentru proaspetele mămici. Legea privind majorarea indemnizației pentru concediul postnatal a fost aprobată. Conform noilor prevederi legale, concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor se vor acorda pentru fiecare dintre nașteri. Aceasta în condițiile în care, în prezent, legea limitează acordarea concediului și a indemnizației la 3 nașteri. Începutul anului 2013 aduce importante modificări referitoare la acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului și la stimulentul de inserție. Părinții care optează pentru varianta unui singur an de concediu pentru îngrijirea copilului, indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 de lei și nici mai mare de 3400 de lei. De asemenea, conform noilor prevederi legale, concediul și indemnizația
indemnizația pentru creșterea copiilor se vor acorda pentru fiecare naștere sau adopție. Dacă optează să stea acasă cu copilul 2 ani, indemnizația va fi tot de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an, dar nu poate fi mai mare de 1200 de lei. Dacă mamele sau tații care au optat pentru concediu până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului se hotără să se întoarcă mai devreme la muncă, vor primi un stimulent lunar până când copilul va împlini vârsta de 2 ani. Valoarea acestei bonificații va fi de 500 de lei pe lună, indiferent de nivelul salariului încasat. În pauza de iarnă, CSS Giurgiu s-a mișcat pe piața transferurilor, dorind să crească media de înălțime și procentul la recuperări. Giurgiuvenii i-au contractat pe Marcus Melvin și Bryson McKenzie. În urma acestor modificări, conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile lui Derek Thomas și Trevor Harvey. Marcus Melvin este noua achiziție a celor de la CSS Giurgiu. Sportivul nord-american are 30 de ani și măsoară 2,3 m, cântărește 110 kg și evoluează pe pozițiile 3-4. Absolvent al Universității North Carolina State, Melvin a jucat pe mai multe continente. A trecut prin Iran și pe la mai multe echipe din America Latină, în Puerto Rico, Venezuela sau Argentina. De notat că Melvin a jucat inclusiv în Italia și Turcia. Ești de două săptămâni aici, cum te simți? Mă simt bine, mă bucur să fiu aici, echipa arată foarte bine. Cum a fost meciul cu Ploiești? A fost dificil, acomodarea cu sistemul de joc. Am început timid, puțin pierdut, dar în cea de-a doua jumătate a meciului am jucat bine. Mi-a dat încredere și sunt convins că voi putea să ajut echipa. Care sunt așteptările tale pentru cea de-a doua jumătate a sezonului? Am venit să câștigăm. Sunt convins că îmi pot ajuta echipa să facă un joc bun, să producem surprize. Ca un tot, îmi plac băieții și conducerea. Ne antrenăm împreună și tragem din greu. Vrem să dăm absolut totul. Avem șansa să facem ceva mare în partea a doua a sezonului. Ultimul angajament al lui Marcus a fost în Argentina, unde a jucat pentru La Union. Aici a bifat 8 prezențe și a avut medii de 5,8 puncte, 2,3 recuperări în 13,8 minute cu procentaje de 42% la 2 puncte, 35% la 3 puncte și 100% la linia de pedeapsă. Melvin este jucător de mână stângă și principala sa calitate este aruncarea. Cea de-a doua noutate din lotul lui CSS Giurgiu este Bryson McKenzie. Sportivul american revine în România după experiența din sezonul precedent alături de CSM București. În vârsta de 29 de ani, pivotul de 2,11 m a bifat 33 de prezențe în campionat și 5 în Cupa României pentru CSM București în stagiunea din 2011-2012. El a avut medii de 9,1 puncte, 7,9 recuperări, 0,7 intercepții și 1,6 capace pentru 13,6 la eficiență. Ești de două săptămâni la Giurgiu, cum este echipa? E un club bun, avem potențial, există mulți jucători care pot aduce echipa în play-off. Ai reușit să te integrezi? Am colegi foarte buni, atmosfera la echipă este super ok, totul este foarte bine. Cum a fost primul tău meci alături de CSS Giurgiu? A fost un început pentru mine, un meci de calificare în semifinalele cupei. A fost mai mult un meci de pregătire, de familiarizare cu jocul pentru mine și pentru Marcus. Care sunt obiectivele tale pentru a doua jumătate a sezonului? Vreau ca totul să fie ok. Îmi doresc să ajut echipa și clubul să facem lucruri mari împreună. McKenzie a absolvit Universitatea Northern Illinois și de-a lungul carierei a jucat pentru IBL și NBDL. În Europa a evoluat pentru SEDEAG Szeged din Ungaria înainte de a veni pentru prima dată în România. De notat că în vară, Etoile du Sahel a vrut să legitimeze pe jucător, acesta a și fost prezent în Tunisia, însă nu a rămas la fosta campioană a Africii. Le urăm bun venit celor doi și sperăm ca alături de noi lor colegi să aducă cât mai multe rezultate pozitive basketului giurgiuven. Să vedem acum cum va fi vremea joi la Giurgiu. Ziua de
de joi debutează la Giurgiu cu un cer parțial noros. Vremea se va încălzi treptat, iar maximile termice vor urca ușor până la 2 grade Celsius. Din cauza vântului care bate slab și moderat, va fi o temperatură resimțită de minus 2 grade Celsius. Noaptea se vor aștepta valori de până la minus 7 grade Celsius. Tendința apelor Dunării la Giurgiu este în scădere cu 15 până la 25 de centimetri, cota probabilă fiind de 211 centimetri, iar temperatura apei nu va depăși 2 grade Celsius. Iar acum la final, obișnuita pastila zilei. Chiar dacă primarul este în vacanță, treburile cetății sunt pe mâini bune. Consilierii locali stau bine cu dicția, asigurând bunul mers al urbei. Dacă se mai prăbușesc unele ziduri și nu miroase prea bine, e clar că la noi nu e ceva putred. Chiar dacă unii nu acordă prioritate, noi vă asigurăm că pentru informarea dumneavoastră, noi suntem prioritari. Știrile se încheie aici, rămâneți cu noi, urmează o ediție specială, urmată apoi de emisiunea La Porțile Dorului, realizată de Ilie Clement. Sunt Nicoleta Pană, vă doresc numai bine!